Bine v-am găsit! Astăzi vremea va continua să fie rece în cea mai mare parte a țării. Norii vor fi mai persistenți în regiunile vestice, centrale, nordice și nordestice, precum și la munte, iar pe arii, în general restrânse, temporar va ninge. În restul zonelor, cerul va fi variabil și doar cu totul izolat vor fi posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sud-vest și nord-est, iar la munte, în zona înaltă a Carpaților meridionali, va sufla destul de tare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 6 și 3 grade. La munte, vremea va fi deosebit de rece, geroasă chiar noaptea. Cerul va fi noros și temporar va ninge local în masivele sudice și pe suprafețe mici în restul zonei montane. Vântul va avea intensificări, iar în zona înaltă a Carpaților meridionali va sufla cu peste 70-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Maximele se vor situa între minus 16 grade în Ceahlău, unde vor fi 60 de centimetri de zăpadă, și minus 7 grade la Stâna de Vale, unde vor fi doar 28 de centimetri de zăpadă. În capitală astăzi, vremea va fi destul de plăcută ca aspect, cu un cer variabil chiar senin la începutul intervalului și un vânt destul de potolit. Din punct de vedere termic însă, atmosfera va continua să se răcească și temperatura maximă va fi de 3 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă să aveți!